invit acum să vă ridicați înaintea Domnului și vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Marcu, capitolul 10. Citim câteva versete de la versetul 17, Marcu, capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Amin. Vă rog să reocupați locurile și să continui al doilea lucru despre care vă spuneam. Un al doilea lucru care vreau să vă spun, dragii mei, este că întotdeauna când veneam la Biserica Elim, la slujbele de duminică dimineața sau seara, și atunci când aveam sărbători și fratele Radu și dumneavoastră și toți ne aducem aminte, cu tristețe în inimă mă uitam cum câte 10, 20, 30, 50 de persoane câteodată plecau la celelalte biserici sau plecau acasă. Și tot timpul m-am rugat și am spus: Doamne, dă Bisericii Elim un local mai mare. Este, cred că și rugăciunea mea ascultată, dar și a dumneavoastră. Apoi, al doilea lucru pe care îl spuneam atunci în rugăciune, spuneam: Doamne, dacă voi mai rămâne aici, ajută, Doamne, biserica să aibă un local mai mare, iar dacă mă voi muta în România, dă-mi, Doamne, o biserică mare. Și nu știu cum a făcut Dumnezeu că avem o clădire de undeva 360 de locuri și noi suntem 120 de membri. Dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Slăvit să fie Domnul! Știți ce mă rog acum? Să umple Dumnezeu biserica! Să umple Dumnezeu și biserica Elim! În viața aceasta de slujire, când te rogi cu credință, experimentezi ceea ce cer de la Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și puneți-vă în gând, pentru că se apropie finalul anului. Nu vreau să vorbesc despre aceasta și despre o nouă strategie anului 2022, dar vă dau totuși un sfat și vă provoc la ceva special. Rugați-vă începând cu luna ianuarie pentru fiecare membru să vă dea Dumnezeu un candidat. Pentru fiecare membru să vă dea Dumnezeu un candidat. Slăvit să fie Domnul! Credeți că poate Dumnezeu? Dumnezeu poate! Mărit să fie Domnul! Doresc ca numele Lui să fie slăvit! În această seară, lecția biblică este intitulată 8 lucruri despre un tânăr bogat și totuși sărac. 8 lucruri despre un tânăr bogat și totuși sărac. În prima parte a predicii am să prezint 4 aspecte pozitive, 4 lucruri care sunt privite dintr-o perspectivă pozitivă și primul este alergarea de a-L găsi pe Domnul Iisus Hristos. Biblia, cuvântul Domnului spune, tocmai când era gata să pornească, a alergat la el un om. Domnul Iisus Hristos a vorbit în pasajul acesta, în capitolul acesta, dacă dăm și o pagină, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos, vorbim despre și făcând vindecări, schimbarea la față, vindecarea unui îndrăcit, apoi marea întrebare, cine este cel mai mare dintre noi, Domnul dă răspunsul, apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre desfacerea căsătoriei și apoi Domnul binecuvintează copiii. După lucrarea aceasta extraordinară, iată că aleargă la el un om.
Omul acesta era atât de dornic să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Aleargă oamenii la biserică și în seara aceasta ți-a alergat la biserică și vă apreciez și este un lucru bun, este un lucru pozitiv să alergi să-L găsești pe Domnul Iisus Hristos. Unde credeți că-L găsiți pe Domnul? Niciodată nu-L găsim pe strand, niciodată nu-L găsim pe faleză când este slujbă în adunare, niciodată nu-L găsim în piață, niciodată nu-L găsim în mall-uri când este slujbă în adunare, nici măcar acasă stând și te uiți de multe ori și în aspectul acesta, că se dă online, e bine, dar pentru cei ce nu pot să vină la biserică, dar mulți stau acasă sau se mai uită și pe afiș și spune, o, fratele păstor a pus afișul, a pus programările, azi predică fratele Ștefi, nu prea îmi place de el, nu mă duc azi la biserică, azi predică cu tare, nu mă duc azi la biserică, mă duc poimâine sau duminica următoare. Aș vrea să vă spun în această seară, pe Domnul Iisus Hristos îl găsești doar în adunare. Iisus Hristos e aici în adunare, mărit să fie numele Lui, aici se ridică altarul pentru că biserica se roagă înaintea lui Dumnezeu și când biserica se roagă, Domnul e prezent acolo în adunare. Aici îl găsim pe Iisus, l-am găsit în seara aceasta prin cântarea corului, l-am găsit prin cântarea orchestrei, l-am văzut pe Domnul în seara aceasta prin cântările solo și chiar mulțumesc Domnului și Domnul să-l binecuvinteze pe Dani, eu l-am provocat să cânte în seara aceasta și fratele păstor l-a pus să cânte în această seară și Dumnezeu să-l binecuvinteze, mi-a fost dor să-l aud, l-am văzut pe Domnul prin fiecare cântare, l-am văzut pe Domnul prin îndemnul adus de fratele Dănuț, l-am văzut pe Domnul în mijlocul rugăciune pentru bolnavi. Îl văd pe Domnul prin deschiderea Evangheliei, că nu predic cuvântul meu, că dacă n-ar fi Dumnezeu cu mine, n-aș putea să vă spun nici măcar două cuvinte, dar pentru că în mine e Hristos, de aceea pot să vorbesc, de aceea curg cuvintele, că e Duhul Sfânt în adunare. Mărit să fie numele Lui, aici îl găsești pe Domnul, aici nu e un om, aici nu vorbesc cu oamenii, aici vorbește Dumnezeu. Ai alergat să-L găsești pe Domnul în seara aceasta? Ce vrei să găsești la Domnul? A alergat omul acesta, a alergat tânărul acesta bogat să-L găsească pe Domnul Iisus și l-a găsit. Al doilea aspect pozitiv. Priviți modul cum se raportează prin îngenunchiere. Extraordinar! Eu personal îmi permit, deși nu aplaud în adunare, de data aceasta l-aplaud pe tânărul acesta. Aleargă la Domnul! Este nemaipomenit. Un tânăr care nu are nașterea din nou, un tânăr care nu s-a întâlnit încă cu Domnul, un tânăr care n-a auzit nici măcar niciodată vreo evangelizare, vreo predică și aleargă și îl caută pe Domnul și îl găsește. Doi, cine l-a învățat oare să se roage? Îngenunchează din inerția lui, din conștiința lui, din duhul lui, din îndemnul lui, din călăuzirea lui, din perspectiva lui. A îngenunchiat în fața Domnului. Și în momentul acela vine al treilea aspect, vine al treilea adevăr. Este preocupat de viața veșnică. În viața aceasta există un gol în inima omului. Și în inima mea a existat un gol și în inima dumneavoastră. Și în inima celor ce sunt în adunare în seara aceasta și a celor de afară. Și în inima celor pentru care ne rugăm de ani de zile există un gol. Și am aici, frați, rocheta pentru care mă rog de ani de zile. Și există un gol. Și golul acela nu-l poate completa decât Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt. Am întâlnit oameni în viața aceasta și dumneavoastră la fel ați avut experiența. Să le meargă atât de bine, să aibă conturi peste conturi, să aibă succes în firmele lor, să aibă mașini de zeci și zeci de mii de euro. Și când stai de vorbă despre bucuria din viața lor, spun, am un gol în inimă, nu poate fi completat. Pentru că nu banii ocupă golul acela. Pentru că nu școala și diplomele completează golul. Pentru că nu relațiile și nu personalitatea care ești în societate, ci golul acela îl poate completa doar cuvântul lui Dumnezeu. Ești preocupat de viața veșnică? Cine poate să ofere viața veșnică?
Unul singur poate să ofere viața veșnică, Iisus Hristos Domnul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine vrea să ajungă la Tatăl, nu poate decât prin mine. Ca să ajungi la Dumnezeu și ca să ajungi în cer, înțelege că într-o zi, un mare general al istoriei, Naaman leprosul, a auzit una din cele mai puternice predici ale timpurilor. Știți cum a început predica printr-o adolescentă? Ah! Of! Domnul meu! Dacă s-ar duce stăpânul meu în Samaria! Așa a început predica. Ni se mai spune nouă câteodată, acum dumneavoastră mă știți bine, și așa am rămas și așa vreau să rămân și chiar să cresc în slujire, dar mai cad lacrimile așa, că simțim prezența lui Dumnezeu și ni se mai spune predicatori lacrimogeni, lasă ni se spune. Pentru că noi e Duhul lui Dumnezeu și eu nu pot să nu plâng când simt puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Lui, dar plâng de bucurie că Hristosul meu e viu în vecii vecilor. Așa trebuie să înceapă o predică. Of, ah, Domnul meu! Și s-a dus în Samaria și credea el că așa cred unii, că pocăința sau când vii la biserică, păstorul se pleacă înaintea ta, preotul se apleacă înaintea ta, te pune în față, pune mâinile peste tine, deși facem lucrurile acestea. Dar așa să spun, să nu vii cu pretenții când vrei să te pocăiești și să vii smerit că stai în fața unui guvernator al cerului. În Statele Unite, un criminal a ucis o familie de la mare la mic într-un mod animalic. A fost condamnat la moarte, la închisoare pe viață și apoi la moarte. Urma să fie omorât după câteva zile, pus pe scaunul electric, mai avea 14 zile de trăit. Și întâmplarea aceasta spune că în cele 14 zile, un om al lui Dumnezeu și-a făcut timp să-i predice Evanghelia. S-a dus la el în închisoare și în fiecare zi a vorbit despre Dumnezeu. Era deja 13-a zi, mai avea 24 de ore de trăit. Și cel ce a predicat Evanghelia a dus cu el o Biblie. Și pentru cele 24 de ore i-a oferit Biblia și a zis, te rog, ia Biblia aceasta și citește-o. La care el zice, Domnul meu, eu mâine la ora 9 dimineața, la ora 10 aproximativ, voi fi pus pe scaunul electric. Eu mai am doar 24 de ore de trăit. Cum să citesc eu Biblia așa de mare? La care cel ce-i vorbea i-a spus, nu vei muri, ci vei trăi. Nu se poate, pentru că în sala de judecată guvernatorul s-a ridicat în picioare și a dat sentința și a spus cu semnătura lui personală, la moarte pe scaunul electric. La care cel ce-i vorbea spunea, nu. Aș vrea să aduc o veste bună pentru tine. Toată viața ți-o vei petrece aici în închisoare, dar cineva a semnat pentru tine viață. Și zice, cine? Și cel ce vorbea spunea, eu. Dar cine sunteți dumneavoastră? Și el acum s-a prezentat și a spus, eu sunt guvernatorul acestui stat. S-a prăbușit întemnițatul, condamnatul la moarte și a spus, cum? Guvernatorul statului și-a făcut timp 13 zile să-mi vorbească despre Dumnezeu? Guvernatorul acelui stat era un pastor baptist și a zis, acolo era un guvernator, aici sunt robul lui Dumnezeu. Am cerut recurs pentru tine și am obținut pentru tine viață. Și el a continuat și a zis cu fața la pământ prăbușit, cum? Dumneavoastră v-ați făcut timp pentru mine, la care el a zis, da, pentru că în urmă cu 2000 de ani, marele guvernator al cerului, Iisus Hristos e Domnul.
Și a făcut timp și a coborât din glorie și a murit pe Golgota pentru ca biserica Elim din Rocheta de Mar să fie astăzi în picioare. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Și Naaman credea că pocăința este făcându-i se cinste. Că va veni slujitorul, va pune mâna peste el, se va ruga. Nu, a zis, du-te la Iordan! Dacă vrei să ajungi în cer, tânărul acesta era preocupat de viața veșnică. Dacă vrei să ajungi în cer la Dumnezeu, coboară-te în Iordan! Vreau să vă spun în seara aceasta, dragii mei prieteni, doamne și domni, frați și surori, tineri dragi, copilași dragi, nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să nu te scalzi în Iordan. Nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu, cine crede și se botează va fi mântuit. Și a vrut să fugă, a vrut să plece, a vrut să se întoarcă, supărat foarte tare. Unul din căpitanii lui, unul din gradații care erau lângă el, au spus, părinte, domnule, nu ți-a cerut nimic greu, scaldă-te. Și s-a dus la Iordan și a intrat prima dată și a ieșit din apă și a doua oară și a treia oară și a șaptea oară a fost vindecat. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta, dacă vrei să fii mântuit, coboară-te la Iordan. Al patrulea aspect pozitiv, al patrulea adevăr, este că el era un practicant deosebit al legilor lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în dialogul acesta, când el pune întrebarea, preocupat de viața veșnică, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? În dialogul acesta extraordinar, sunt așa de impresionat, sunt așa de mișcat de dragostea Domnului Iisus Hristos și o să-mi dați dreptate pentru că spune Biblia că Iisus Hristos a uitat țintă la el, versetul 21, prima parte, și l-a iubit. Sunt așa de impresionat de modul cum Domnul se raportează de dragostea lui, spunându-i, dragul meu, nu eu sunt bun, unul singur e bun, e Dumnezeu, dar dacă tu ești preocupat de viața veșnică, vreau să-ți pun o întrebare, tu cunoști poruncile? Tu te îndelinecești cu legile lui Dumnezeu? El era un practicant al legilor. Și Domnul îi sublinează următoarele legi. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, ci să nu înșeli, 6, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și ascultați afirmația. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Era un practicant al legilor. Să nu credeți că numai noi, pentecostalii, vom fi mântuiți. Adevărata pocăință nu înseamnă o religie, ci toți care cred în Hristos și se vor boteza vor fi mântuiți. Dar mulți vor rămâne dezamăgiți, căutând biserica și templul, fără să cunoască adevărata cale de a merge în împărăția lui Dumnezeu. Mulți își chinuiesc viața în fiecare zi, postind într-un fel sau altul, împlinind anumite legi, punând anumite poveri și greutăți asupra organismului lor, se închină la atâția Dumnezei străini și cred că merg bine. De exemplu, indienii au peste 3 milioane de Dumnezei. Până și la bolovanii din spatele caselor se închină. Până și la viețuitoarele din pământ sau de sub pământ se închină. Dar nu se închină Dumnezeului celui adevărat și veșnic. Unul singur merită toată slava și cinstea, acesta este Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori ai legilor, dar așa, după principiile lui Dumnezeu, așa cum ne învață Biblia. El era un practicant al legilor. Dar era departe de realitate, era departe de viața veșnică, era departe de Dumnezeu. Chiar dacă găsim aceste patru adevăruri din perspectivă pozitivă, aliargă,
se raportează corect prin îngenunchiere, se smerește, se roagă înaintea lui Dumnezeu, pune întrebarea ce să fac ca să am viață veșnică? Este preocupat de viața veșnică, este un împlinitor al legilor, un practicant al legilor, totuși vine partea negativă. Pentru că noi putem spune în această seară, și am pus odată o întrebare, chiar dându-l exemplu într-o predică, au fost suficiente ca să aibă viață veșnică? Unii s-au grăbit să spună da. Nu, nu e suficient. Că dacă un singur lucru îți lipsește, poți să rămâi aici pe pământ. Niște șireturi te pot lega de pământ să nu poți să te ridici la cer. O vorbă pentru care nu ți-ai cerut iertare te poate lega de pământ. O dușmănie, o ură te poate lega de pământ. Când ești în fața pastorului, spui frumos o vorbă și când ai întors spatele, ai altă față. Dați-vă măștile jos, nu astea, să vină poliția, ci celelalte, spirituale. Se duce un pastor într-o familie și când intră, t-ai vrut să dai jos, și când intră într-o familie, copilașul de 6-7 anișor se uită, hai să luăm pe fratele Georgică, prietenul meu și toți sunteți prietenii mei, se uită și la o parte și la alta și zice, tati, păi fratele slujitor, n-are două fețe. Păi nu așa ai spus tot timpul că are două fețe? Auziți ce a băgat la minte copilul? Atenție ce vorbiți în familie! Și să nu vorbiți niciodată! Și să vă ajute Dumnezeu, pentru că lucrurile astea te pot lega de pământ într-o altă familie. Se duce pastorul într-o consiliere, într-o vizită pastorală și la urmă zice sora, soția, mama, copiilor, hai să facem o rugăciune copilașii, cheamă și zice la una din fete, adu cartea cea mai iubită a familiei și aduce o carte romană, așa, o poveste de dragoste. Păi nu asta, păi mami, nu asta o citești în fiecare zi. Ce citiți? Ce aveți cel mai drag sufletului și inimii? Aveți cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze în seara aceasta. Lăudați să fie Domnul. Primul adevăr negativ despre el, care îl subliniez, 8 lucruri despre un tânăr bogat și totuși sărac. Eu cred că era unul din cei mai bogați tineri ai timpurilor de atunci. Nu intrăm în amănuntele istorice, avea o firmă mare, avea bogății sau le-a moștenit, nu știm. Că e foarte adevărat că mulți copii moștenesc de la părinți multe bogății, dețin terenuri, dețin case, dețin o firmă. A murit unul din cei mai mari miliardari ai României, prea puțin s-a știut despre el. Undeva prin Italia, avionul personal a explodat, a luat foc. A murit el, soția, familia și ale cui rămân? A murit Alexandru Macedon și a zis, oameni buni, când eu voi muri să-mi scoateți mâinile afară. Știți ce a mai zis? Cei mai specialiști medici să mă care pe umeri, să înțeleagă oamenii că nici medicina nu mai poate face nimic când Dumnezeu îți închide cartea vieții. Toți banii și tot aurul și argintul să fie aruncat pe străzi ca oamenii să înțeleagă, gol am venit și gol mă întorc. Nimic nu ducem. Ale cui rămân? Tânărul acesta era foarte bogat financiar, dar în același timp era foarte sărac. Primul adevăr care îl subliniez aici, partea negativă, este că el nu era îndelenicit cu dărnicia. Nu era un practicant al dărniciei. Nu-i plăcea să facă milostenii. Oh, de multe ori când provoci pe frate să bage mâinile în buzunar, am spus odată la cina Domnului, fraților, când ne cercetăm la cina Domnului, de multe ori noi vorbim doar de suflet, vorbim de partea interioară, de aia cercetați-vă și buzunarele. Ia cercetați-vă și îmbrăcămintea, ia cercetați-vă și exteriorul, să vedeți cum stați în fața lui Dumnezeu. E așa de greu să scoți de acolo și să pui o monedă mică, un bănuț pentru un sărac, pentru o familie căreia ea e ars casă. Eram student la teologie la Arad
Și mi-aduc aminte cu atâta dragoste despre și cu atâta bucurie și n-am să uit. Și din ziua aceea multe s-au schimbat în mintea și în viața mea personală. Când unul din pastorii din Statele Unite care ne predau era un misionar american, ne-a spus o întâmplare, ne-a povestit o experiență frumoasă. Și el spunea, am început să misionez în India. David Cameron este vorba despre el, a fost în vremea aceea președintele misionarilor din Statele Unite, nu mai este în viață acolo. Și spunea el, am început să fac misiune în India și am provocat toți frații să dea cât pot ei din puținul sau multul care l-au. Și spunea el, în fiecare lună venea un copilaș de 4-5 anișori și dădea un euro. În fiecare lună. Și îl întreba, dragul meu, da, tu de unde ai banii ăștia? Și el spunea, de la mama și tata. Dar de ce ți-au dat? Pentru înghețată. Și tu ce faci cu ei? Vreau să-i trimit în India. Pentru că eu aici am ce să mănânc, dar copiii aceia despre care vorbiți dumneavoastră n-au ce să mănânce. Oamenii aceia din triburile unde merge să predicați Evanghelia sunt foarte săraci. Și copilul ăsta a crescut. Și la 20 de ani, pe când vroia să intre la facultate, 19-20 de ani, îi trebuia o sumă de aproape 20.000 de dolari ca să plătească prima taxă la facultate. Și pastorul despre care vă spun și mulți alții s-au hotărât ca tot acel bănuț pe care el l-a dat în fiecare lună să-l pună peste o altă. Și au făcut suma de 20.000 de dolari și au oferit-o, i-au pus-o în poștă ca să meargă la școală. Dumnezeu a făcut ca pâinea cea împărțită în 7 și chiar în 8, așa cum spune Eclesiastul, să o găsească mai târziu. Fiți darnici și Dumnezeu vă va binecuvânta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și tot ce văd aici în jurul meu și clădirea aceasta dovedește că ați fost darnici și veți fi în continuare. Pentru că de multe ori se pune întrebarea, când s-a ridicat Biserica Betania din Șintereag unde sunt păstor, spuneau mulți, da, au fost bani, s-a făcut, dar cine va susține cheltuielile? Dumnezeu poartă de grijă. Când s-a construit biserica de la Dobrig, una din cele mai mari biserici din Europa, cine va susține cheltuielile? Dumnezeu poartă de grijă. Tot prin noi o face Dumnezeu. Dacă s-a ridicat clădirea, Dumnezeu poartă de grijă. Mărit să fie numele Lui. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și avem dovada aceasta. Domnul Iisus Hristos îi spune, îți mai lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Domnul Iisus Hristos îi scoate în evidență că nu este o persoană care este îndelenicită cu dărnicia. De asemenea, al doilea aspect negativ, era foarte zgârcit. Știți de ce îmi permis să spun afirmația aceasta? Versetul 22, patru cuvinte, mâhnit de aceste cuvinte. Mâhnit de aceste cuvinte. Când vorbești unui om zgârcit despre bani, când vorbești unui om zgârcit despre a face ceva pentru Dumnezeu, se întoarce mâhnit și se duce strângându-și buzunarele cât mai tare. Aș vrea să vă spun, dacă nu ne binecuvintează Dumnezeu, vom scoate buzunarele și vom găsi eclipsă totală. Dar când binecuvintează Dumnezeu, acolo va fi belșug de pâine. M-am îndus în România și din prietenii mei, nu neapărat de aici, știu că m-a susținut în rugăciune fratele Petrică zilnic îmi trimite mesaje. Fratele Radu, nu știu dacă este săptămână să nu-mi scrie sau eu lui și cu alții, și cu alți frați slujitori. Dar au fost în țara aceasta persoane și n-am să le dau cu numele, din foarte apropiații mei, chiar din ceata de slujitori și au zis, o să mor de foame în România. Ce o să faci în România? De ce te duci în România? Și m-am întâlnit în România o dată, de două ori, de trei ori, în fiecare an când veneam în vacanță și spuneam, o duc bine în România. Pentru că Dumnezeu e bogat și în România, e bogat și aici. Și pâinea poate să fie înmulțită oriunde, dar dacă vă așezați Dumnezeu aici, rămâneți aici în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rămâneți în planul lui Dumnezeu și să fim în planul lui Dumnezeu. Iar dacă mâine Domnul zice, plecăm toți, veniți toți în România, ascultați de Dumnezeu. Iar dacă poi mâine vine Domnul, noi să fim gata. Ajută-ne, Doamne, să fim gata de răpire. Maranata, Domnul nostru vine. Era foarte zgârcit. Mâhnit de aceste cuvinte, era trei și foarte supărăcios.
El se întoarce când îi cere Domnul acest lucru. Îți lipsește un lucru, du-te de vinde și de la săraci. Dar ca să nu rămâneți în dilemă și în confuzie, aș vrea totuși să subliniez într-o paranteză că Dumnezeu nu vrea să ajungem cerșetori pe stradă. Știți care este marea problemă? Că Domnul Iisus Hristos vine și spune cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Știți care este marea problemă? Cei ce au avuții își pun încrederea în bogățiile lor. N-au capacitatea intelectuală și spirituală de a face distinția, de a așeza valorile, prioritățile. În momentul în care îți așezi corect valorile în viață și pe Dumnezeu îl pui pe primul loc și apoi lucrurile pământești, Dumnezeu se bucură de asta. Dumnezeu, dragii mei, nu vrea să ajungeți pe străzi și să nu mai aveți ce da de mâncare copiilor de 3, de 4, de 5 ani. Celor 4 copii, 6 copii, 9 copii, 2 copii, 3 copii. Ca dumneata și soția să ajungi pe stradă, nu asta vrea Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cere să înțelegem, să cunoaștem adevăratele valori. Să nu avem inima legată de lucrurile pământești. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! O, aș putea să vă dau atâtea exemple. Și am experimentat și am trecut prin astfel de situații când am pierdut anumite valori. Și poate în duhul meu și în mintea mea am avut acea frământare și să pun întrebarea, de ce, Doamne? De multe ori nu cunoaștem și nu cântărim corect, nu facem distinția ce al lui Dumnezeu și ce al nostru, ce vrea Dumnezeu pentru El și ce ne oferă nouă. Că nimic din viața aceasta, într-o zi mă sună un prieten foarte apropiat și îmi zice, frate Ștefi, am trecut pe acolo prin Scriptură unde spune, faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte, ca într-o zi să fiți primiți în casele lor. Cum înțelegi asta? Cum poți să explici din punct de vedere teologic lucrul acesta? E simplu, e chiar foarte simplu. Frate Petrică, nici căruciorul ăla nu e a dumneatale. Chitara cu care cânți nu e a dumneavoastră, haina care îmbraci nu este a noastră, sănătatea nu este a noastră, aerul despre care fratele păstor vorbea dimineață nu e al nostru, e al Domnului, mașina în care urci nu e a noastră, locul de muncă nu e meritul nostru, geabul, afacerea care o ai nu este meritul nostru, tirul care îl conduci nu este al dumneatale, ci toate sunt bogățiile și binecuvântările lui Dumnezeu. Toate sunt niște împrumuturi de la Dumnezeu. Administrați-le corect, fiți administratori înțelepți și maturi. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dumnezeu să ne binecuvinteze! Și ultimul lucru pe care îl subliniez, dragii mei, tânărul bogat n-a înțeles nici chemarea, nici pe cel ce a făcut chemarea. Tânărul bogat n-a făcut distinția între viața terestră și viața eternă. N-a avut capacitatea aceasta intelectuală și spirituală de a înțelege că cel ce îi vorbește este cu adevărat Mesia care poate să-i dea viață veșnică. Mâhnit de aceste cuvinte s-a dus. Omul acesta a plecat întristat de tot, era supărăcios, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Dragii mei, cântăriți corect în viață valorile. Hai să vă dau un exemplu de la țară. Într-o familie care avea o oarecare fermă de animale, o vacă a avut doi viței și soțul și soția iau decizia ca unul să fie al Domnului și unul al lor. Și soțul îngrijește cu mare responsabilitate să crească, a trecut o săptămână, au trecut două, au trecut trei și după mai mult timp vine foarte supărat acasă, intră în casă foarte supărat din gospodărie, de acolo din saivanul respectiv. Și soția îl întreabă, dragă, ce s-a întâmplat? De ce ești așa trist? A murit vițelul Domnului.
Unul dintre viței murise, dar el n-a scris de la început care e a Domnului și care e al nostru. Unul va fi al Domnului și unul al nostru. Păi dacă ai promis că îl dai Domnului și dacă rămâi fără nimic, dă-l Domnului. Și el a venit în casă și zice, supărat, a murit dițelul Domnului. Așa facem noi de multe ori, când trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu. Când trebuie să ne implicăm cu ceva pentru Dumnezeu, spunem, a murit vițelul Domnului. A murit ceea ce am pregătit pentru Domnul. Dragii mei, în această seară, aș vrea să fac o rugăciune cu dumneavoastră. Și rugăciunea aceasta, aș vrea să ne rugăm să nu ne oprim în a alerga să-L căutăm pe Iisus. Să nu ne oprim doar în a îngenunchea înaintea Lui și a ne raporta corect înaintea Lui. Să nu ne oprim doar în a pune întrebări despre viața veșnică, a fi doar preocupați de viața veșnică, fără să avem dorința de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Să nu ne oprim doar în a sublinia faptul că noi împlinim legile, ci să mergem dincolo de orice barieră și să spunem, în mâna Ta mă încredințez ființa. Mă predau în mâinile Tale, Dumnezeule, și doresc ca Tu să-mi mântuiești viața. Așa cum sunt, spune poetul, la Tine vin. Știți cine a scris cântarea aceasta? Charlotte Elliot. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Fratele Radu a permis lucrul acesta și doresc ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Și spunea, dacă ai călăuzirea la urmă să provoci rugăciune și vreau să o fac cu toată bucuria, poți să mă ajuți la pian, pentru că urmează să cântăm două, trei versete dintr-o cântare și apoi să ne rugăm înaintea Domnului, dar vreau să vă spun că această cântare a compus-o Charlotte Elliot. Charlotte Elliot se afla în orașul Londra și urma în următoarele zile să dea niște concerte de muzică, când într-o noapte, pe când se afla într-un hotel de lux, un pastor, un rob al lui Dumnezeu, este trezit la miezul nopții, între 12 și 1 noaptea, și Dumnezeu îi spune așa, du-te la hotelul cutare, du-te la adresa cutare, vei găsi pe cântăreața Charlotte Elliot, doar atât să-i spui, dacă ți-ai pune darul la dispoziția lui Dumnezeu, așa că, dragii mei, ascultați-mă ceea ce vă spune Duhul Sfânt în seara aceasta, nu vă ascundeți talentele de a recita poezii, de a cânta spre gloria lui Dumnezeu, de a predica Evanghelia, de a face milostenie, de a vă implica, de a vizita săracii, de a vizita bolnavii, de a vă implica pentru văduvă și orfan. Nu vă ascundeți talentul de a vorbi în numele Domnului, așa vorbește Domnul. Nu vă ascundeți talentul de a spune vedenile din partea lui Dumnezeu. Dacă ți-ai pune darul la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta și aici, dar îți va binecuvânta viața să ajungi în Împărăția Cerurilor. I s-a permis, pentru că era un pastor cunoscut, să intre în hotel la miezul nopții. A bătut la ușă unde era ea cazată. În momentul în care a deschis doamna Charlotte Elliot, i-a spus mesajul acesta și a zis, sunt trimis de Dumnezeu să spun atât. Dacă ți-ai pune darul la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta aici și îți va da viață veșnică. Și Charlotte Elliot i-a trântit ușa și în momentul acela a dovedit sau a avut o atitudine de respingere. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că a continuat o frământare în inima ei. Cred că în seara aceasta și începând din momentele următoare după ce vom pleca de aici, mesajul care l-am adus în această seară va frământa mintea dumneavoastră și inima dumneavoastră. Și undeva pe la două noaptea, Charlotte Elliot și-a predat viața în mâna Domnului și a compus cântarea, așa cum sunt la Tine vin, primește-mă Tu în fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta, așa cum ești, predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. S-ar putea ca oamenii să se uite la dumneata, s-ar putea ca societatea să nu vadă valoare în dumneata, s-ar putea să te gândești ce va zice neamul meu, ce va zice familia, s-ar putea să te gândești ce vor zice colegii de muncă. Important este să vii la Iisus. Un prieten pastor din România îmi povestea, frate Ștefi, aveam 7 seri de evanghelizare programate. Cu aceasta vreau să închei și apoi să ne rugăm înaintea Domnului, ascultând și cântarea sau cântând împreună și apoi ne rugăm înaintea celui ce e prezent aici. La prima seară de evanghelizare a venit o doamnă
plină de aur, cu o fustă destul de sumară, cu un echipament extravagant și tocmai pe primul rând de bănci s-a așezat. Stăteam după amvon, aveam frați invitați să cânte, să predice, eram așa de frământat și vroiam să o duc pe ultimul rând de scaune, de bănci, vroiam să o scot afară, nu puteam să o privesc așa, dar Duhul lui Dumnezeu îmi spunea, rabdă și stai liniștit. A venit a doua seară și tot sumar și tot extravagant și tot pe primul rând s-a pus. Și Duhul lui Dumnezeu îmi spune, ai răbdare și stai liniștit. A venit a treia seară și a venit a patra seară și a cincea seară și spunea el, a cincea seară am vrut să o scot afară. Și a venit a șasea seară și a șaptea seară, pe când eram gata să o scot afară. La un moment dat, după ce s-a terminat predica, prima care a ridicat mâna a fost doamna aceea îmbrăcată sumar. Aruncat în fața adunării, în fața bisericii, aurul de pe ea. Și a schimbat atitudinea și la următoarea slujbă a venit cu un echipament conform principiilor lui Dumnezeu. A intrat în apa botezului și a devenit una din cele mai curate și cele mai sincere și pocăite membre a bisericii pentecostale. Dragul meu, în seara aceasta spun, tineri care stați pe ultimul rând, surori și frați de la cor, prieteni dragi care sunteți în adunare, preubiți frați care sunteți cu ordinea și v-am văzut și dimineață și acum doar în picioare. Aș vrea să vă spun că în seara aceasta Iisus nu se uită la hainele noastre, ci se uită la inima noastră. Dacă Dumnezeu a spus prin Duhul Sfânt, pastore, ai răbdare, ai răbdare și vei vedea lucrarea lui Dumnezeu. A șaptea seară acea doamnă și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. În seara aceasta poți să te predai în mâna Domnului. În seara aceasta te invit, dacă ai nevoie de Dumnezeu, ridic o mână. În momentele acestea poți să ridici o mână înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, Iisus e aici. Haideți să închidem ochii înaintea lui Dumnezeu. Cântăm din cântarea aceasta, se poate da mai încet un pic, pe un ton mai încet. Și dacă simți călăuzirea lui Dumnezeu să te rogi, dragul meu, roagă-te în timpul acestei cântări și lasă ca inima ta să fie atinsă de Dumnezeu. Dăm cântarea pe un ton mai încet, dar ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu credință, pentru că Domnul Iisus Hristos e aici. Frate și soră, ai nevoie de atingerea Domnului? Ai nevoie de eliberare? Lacrimile tale le vede Domnul în seara aceasta. Lacrimile dumneavoastră le vede Domnul. Sinceritatea cu care veniți înaintea lui Dumnezeu o vede Domnul. Nu fiți doar acei oameni care să alergați, nu fiți doar acei oameni care să vă rugați, ci fiți acei oameni care să înțelegeți chemarea. Cel ce l-a chemat pe tânărul bogat a fost Iisus. El a respins chemarea. El a refuzat cea mai mare provocare din viața lui. El a respins cea mai mare binecuvântare posibilă de a fi mântuit și de a avea viață veșnică. Nu pleca fără Iisus, spuneam aseară tinerilor. Nu plecați fără Iisus din locul acesta. Fiecare dintre noi avem nevoie de Iisus. Eu am nevoie de Iisus. Dumneata ai nevoie de Iisus. Eu am nevoie de iertare, dumneata ai nevoie de iertare. În viața aceasta, chiar dacă ai pierde totul, dacă ți-ai pierde afacerile, banii, dacă ți-ai pierde mașina, o familie scumpă și dragă sufletului meu, într-una din zilele din octombrie, soția însărcinată în luna șaptea venea spre Bistrița de la St. George și a avut un grav accident. Dumnezeu a ferit-o și a dat sănătate, a stat o perioadă în spital. Mașina de vreo 30.000 de euro a făcut-o praf. Și când am sunat a zis, frate Ștefi, nu contează fierele, contează că Dumnezeu mi-a protejat soția și bebelașul din pântecele ei. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta, cel ce vrea să-ți dea protecție este Dumnezeu. Dacă ai nevoie de protecție și crezi în protecția lui Dumnezeu, ridic o mână. Ridic o mână. Dumnezeu îți vede mâna.
Dacă vrei să fii iertat în seara aceasta, lasă mâna ridicată. Dacă ai nevoie de eliberare, lasă mâna ridicată, că așa cum sunt la tine, vin, primește-mă, tu fii sprijin. Haideți să intrăm în rugăciune, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, haideți să cerem eliberare și vindecare. În a doua parte a rugăciunii ne rugăm pentru vindecare. Cel ce aduce vindecare e Domnul, e Domnul, e Domnul!